Salutare, prietenașilor, prietenul vostru, Alexandru, vă salută. De unde? De aici, de la Euro Express, prietenașilor. Și să vă spunem, am ajuns cu ajutorul Domnului aici la Ohio, 226, e oara 8 țara, și am dorit ceva de o mâncărică bună. Hai să vă arăt ce. Avem niște barabulele, niște cotlețele. Ia uitați-vă și facem noi aici. Niște barabulele prăjite, cu catlete, cu șapșoare, muraturică, de ce trebuie. Vedeți, da? Așa, pisară, avem aici la lumină, totul e bine. Avem aici așa niște pânichi, niște socușori, brânzică avem aici. Așa, papanașă, ăștia am ușor să margă ei, a? Tare bun, tare bun, prietenașilor. Dar și bine, așa că Euro Express se descurcă de minuni aici. A sosit finalul aici. Finalul, da? Uitați-vă aici, așa, barabulica asta ruminită. Așa, cu șepșoară, cotlețele, tot ce trebuie. Deja aici prietenul vostru a pus-o, da? Ia uitați-vă aici. Așa, uitați-vă așa, o străchinuță, nu a durat nici, poate 30 de minute, hai să zic 30 de minute, până am curățat cartofii, uloiești din asta așa de maslini, bun, și prietenașilor, tot s-a primit la noi aici de minune în seara asta. Aici mai avem o pânică, să luăm aici așa pânica, niște oranjus aici așa, bunuți. Urați-mi și mie poftă bună, iar vouă, dacă aveți posibilitatea să nu vă fie lene, să pregătiți și voi așa. Dacă erați și voi aici, careva din voi, vă serviem, că uitați-vă cât o rămas încă, că-i prea mult. Numai bine!